Ia uitați-ne, mergem în șir indian. În șir indian, da? Da. Că vin mașini și trebuie să mergem câte unul, câte unul, așa. Un, doi. Un, doi, un, doi. Da. Mai avem puțin până la cabană. Dreptul, știi că se zice stâng, drept, stâng. Și ne revin de acolo. Ne apropiem. Să vă duc puțin și aici la râu. Deci este ca un fel de parcare. Da, aici se surpase mai de mult. Dar au reparat-o. Și v-am adus și la râu puțin. Am ajuns și la casa vânătorilor. Ia uitați, aici este casa vânătorilor. Am ajuns la casa vânătorilor. Este o casă absolut superbă. Stânga râu, dreapta râu. E superbă. Ia uitați. Păi se fac și urcări. Se face un traseu. Ia uitați, superb. Să mergem aici să vă arăt iepurașii, pe unii. Noi am mai fost aici în anii trecuți, dar nu filmam pentru YouTube. Dar acum este momentul potrivit să vă arătăm. Ia uitați ce iepurași frumoși, drăgălașii, rățuște, păuni, căinușă. Un alt iepuraș. Ia uitați. Superbi. Rățușcă înăuntru acolo. Iar aici sunt poneii. Ia uitați ce frumos. Unul mai jos și unul mai sus. Că sunt pereche. Foarte frumos. Ia uitați ce frumusețe. Aici suntem pe laterala casei vânătorilor. Ia uitați ce peisaj superb. Acolo este zona de echitație. Acolo sunt căluții. Undeva în zare acolo. Acolo. Aici a fost un foc de tabără. Este un mini părculeț cu topogane pentru copii. Aici este o zonă cu foișoare. Ia uitați. O frumusețe. Pe marginea râului Olănești sunt toate. Extraordinar. Frumos.
Este un loc minunat aici la Casa Vânătorilor din Băile Olănești. Aici loc pentru grătar, chiuvetă. Iar aici mergem spre râu.